Astăzi, o echipă de polițiști din Glodeni au vizitat și discutat cu mai multe persoane din satul Iablona în scopul prevenirii cazurilor de hipotermie. Potrivit lor, pe parcursul acestui an, în raionul Glodeni nu au avut loc astfel de cazuri. Menționăm că, în inițiativa Inspectoratului de Poliție Glodeni, a fost creată o echipă mobilă mixtă de reprezentanții diferitor servicii desconcentrate pentru verificarea și acordarea ajutorului necesar persoanelor solitare, în etate, familiilor social vulnerabile și oamenilor străzii, care în aceste zile, mai mult ca niciodată, au nevoie de suport. Să fii atent acum cu perioada rece anului, adică cu săniuța, tinești la săniușcă împreună cu prietenii. Să nu pleci pe gheață. Potrivit polițistului de sector din Iabloana, în sat sunt peste 200 de case în care nu locuiește nimeni. Oamenii au fost avertizați să fie atenți și vigilenți. În caz de necesitate, să apeleze după ajutor. Informații de la vas, насчет проникновения в дома, кражи, чтобы были в курсе, почитайте тут на досуге. Ходили на льот. Зараз такий період трошки гріється на дворі, що мало виду. Заодно і хочу сказати, що дивіться, будьте внимательні насчет краж з домов і насчет кражі з цього, з підвалу. Щоб мало виду, закривайте і снімайте собаки, пускайте собаки. Pe drumul e ghețuș și adică mai întâi să te asiguri la traversarea străzii după asta, adică după ce te-ai asigurat să traversezi strada, da? Să nu uiți să nu ieși în stradă, da? Oamenii spun că sunt asigurați cu lemne și cărbune, doar că ele sunt foarte scumpe și nu le ajung pensiile pentru achiziții. Astăzi, de către angajați Inspectoratului de Poliție Glodeni, de comun cu asistența socială a satului Iablona, au fost organizate măsuri de prevenire. În cadrul măsurilor de prevenire au fost verificate familiile social vulnerabile cu copii aflați în situații de risc, la fel au fost verificate locurile de concentrare a minorilor, în special casele părăsite, construcțiile nefinisate în scopul depistării copiilor rămași fără supravegherea părinților, la fel au fost petrecute discuții cu locuitorii satului Iabloana, care au fost informați despre riscurile nerespectării regulilor de siguranță pe perioada rece a anului, au fost înaintate plante cu recomandări utile pentru siguranța personală. Angajați Inspectoratului de Poliție solicit oamenilor să nu fie indiferenți față de problemele persoanelor solitare și să intervină în caz de necesitate, ori să avertizeze autoritățile și polițiștii de sector.